Doamnelor și domnilor, iată care sunt titlurile zilei. Investiție de mare importanță în acest an în comuna Mândra pentru satele Râușor și Ileni. Acestea vor fi acordate la sistemul de alimentare cu apă, dar și canalizare. Localnicii își doresc de mai mult timp rețeaua de apă canal, deoarece, spun ei, în prezent, calitatea apei potabile este îndoielnică. Început de nou semestru, astăzi pentru elevi, cu burta pe carte trebuie să fie cei de-a opta, care săptămâna viitoare încep simularea evaluării naționale. Pentru mulți, matematica este cuiul lui Pepelea, cu toate că dascălii au organizat program de meditații în școală și cei de-a 12-a sunt verificați prin simulări la probele scrise ale examenului de bacalaureat. Balul vienez, eveniment de marcă la Făgăraș, a adunat zeci de făgărășeni. Doamnele și domnișoarele au ieșit în evidență prin ținutele elegante, iar domnii prin smoking și papion. Toți au fost întâmpinați la intrare de personaje de epocă. Atmosfera a fost completată de ariile interpretate de Orchestra Filarmonicii din Brașov. O dorință mai veche a primarului Șerban Taflan de la Mândra devine realitate. Realizarea rețelei de alimentare cu apă și cea de canalizare în două sate din comună, Râușor și Ileni. Epurarea apelor se va face la stația de la Făgăraș, a anunțat primarul Taflan. Infrastructura, ca mai în tot spațiul rural, are de suferit. Niciunul dintre aceste sate nu este conectat la rețea de apă potabilă și nici vorbă de canalizare. Primăria a depus un proiect pe fondurile europene. Acesta a fost declarat eligibil, dar fără finanțare. Promisiunea este că va intra în plată la următorul exercițiu bugetar european 2014-2020. Sătenii din Râușor susțin că în lipsa rețelei de apă canal nu sunt deloc siguri pe calitatea apei de băut. Mai mult, apele menajere poluează solul. Oamenii vor să vadă realizată investiția pe care o așteaptă de ani de zile. Ne-am descurcat, dar greu. Acum ce se întâmplă? Toți are băi. Și se spală, mașină de spălat și se spală cu dânsa și ajunge apa în fântână. Eu m-am uitat și la mine că începuse să facă zoale apa în fântână. Dacă e canalizare, se duce. Sunteți sigur că e apa bună de băut? Păi așa cum e, ce să facem? Mai cumpărăm apă la sticlă, minerală sau de care vrem și... Și în satul Ileni, investiția este așteptată de săteni. Unii dintre ei și-au luat sisteme de purificare a apei, de teamă că apa nu este potabilă. În primul rând, canalizare, că apa mai avem prin fântâni, e adevărat, nu-i de calitate, dar important era și apa, într-adevăr. Eu chiar acum mi-am cumpărat o stație de purificare a apei. Normal că e mai bine, că nu se... Vă dați seama, unii poate că au grijă să nu, să nu impurifice pânza freatică, dar alții dau și... Smalți apă din fântână sau practic? Din fântână, da, dar cu hidrofor, cu pompă. Comuna Mândra vrea să demareze în acest an o investiție de anvergură în ceea ce privește racordarea gospodăriilor din satele Râușor și Ileni la sistemul de alimentare cu apă, dar și canalizare. Investiția totală fusese estimată la suma de 4.966.566 de lei fără TVA, iar la licitație, deși a participat un singur ofertant, s-a mai făcut o economie. Prețul final fără TVA fiind de 4.632.961,91 de lei, contractul fiind atribuit firmei Centrul Județean de Proiectare Satu Mare SRL. Societatea va trebui să se ocupe atât de partea de proiectare, care va costa 6.400 de lei, cât și de execuția lucrărilor în cele două sate. Fondurile alocate vor fi de la bugetul local al comunei, iar durata de finalizare a proiectului este de 24 de luni. Elevii și preșcolarii din grădiniță s-au întors astăzi în bănci și au început cursurile semestrului al doilea, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. La linia de start stă simularea evaluării naționale și a bacalaureatului. La școala gimnazială din satul Mândra, spre exemplu, 16 elevi de clasa 8 ar trebui să susțină evaluarea națională. Mari bătăi de cap le dă ca de obicei matematica. Profesorul Ioan Mustățe are programate meditații la școală pentru a-i sprijini și susține că nu este deloc ușor. Prea puține elevi sunt interesați de orele suplimentare. Aproape în fiecare zi fac elevii cel puțin o oră pregătire
cu probleme de tip testare națională și se străduiesc din toate puterile, sunt emoționați, dar sper că în acest semestru să avem timp să acoperim toată materia, stăm foarte bine cu materia și copiii sunt destul de interesați să rezolve. Avem 16 în clasă, sper să fie câțiva care să obțină rezultate. Problema în mediul rural este că prea puțini elevi de gimnaziu sunt atrași spre școală, mai spune dascălul. Mai grav este că chiar dacă acești copii nu trec de examenul de evaluare națională din vară, ei au șanse să intre cu nota 3 sau 4 la licee cu profil tehnic, îngroșând astfel viitoarele promoții fără bacalaureat. Susține că mulți dintre viitorii absolvenți de 8-a nu prea știu nici să citească sau să interpreteze un enunț al unei probleme de matematică. Deci părinților le-a spune să mai închidă televizoarele și să-și mai țină copiii lângă masa de lucru, fără internet, fără alte mijloace din astea, cu ajutorul cărora aș pierd timpul în modul cel mai nefericit, să citească mai mult, să recapituleze, să-și facă temele și să întrebe la școală, să întrebe tot ce n-au înțeles. Ei au o timiditate, așa nu întreabă și trebuie să te străduiești tu să scoți ce nu știu ei ca să rezolvi cumva. Și marea lor problemă că nu știu să rezolve probleme de tip text, probleme cu cuvinte. Acolo e un blocaj, nu vor să judece, să obișnuiți cu formule, cu învățatul ăsta mecanic, le e mai ușor așa să aplice formule decât să descopere ei o problemă din asta, cum să rezolvă. Greu nu este, noi avem timpul necesar, depinde de ei, ei sunt diferiți. Unii dau silința, alții trebuie împinși din spate, iar alții au un dezinteres total, deci nu, cred că nici nu vor să mai meargă mai departe. Elevii de a 8-a vor fi testați în cadrul simulării prin subiecte ce respectă programa prevăzută chiar pentru examen, însă fără anumite capitole, rapoarte de numere reale reprezentate prin litere, operații cu acestea, adunare, scădere, înmulțire, împărțire, ridicare la putere, ecuații, inecuații, proiecții ortogonale pe un plan, calculul unor distanțe în interiorul corpurilor studiate. Simularea este programată în data de 22 februarie. Dans, ținută și muzica aleasă în seara zilei de sâmbătă 13 februarie la restaurantul Boulevard. Cea de-a treia ediție a balului vienez a adunat la oaltă 10 de făgărășeni, oameni de afaceri, politicieni, dar și reprezentanței diferitelor instituții din municipiu. Eticheta a fost una strictă, așa cum impune un asemenea eveniment, astfel că doamnele și domnișoarele au ieșit în evidență prin rochiile lungi, iar domnii prin smoking-ul completat de papionul negru. Organizatorii evenimentului au fost reprezentanții Asociației Oamenilor de afaceri din țara Făgărașului, care intenționează ca acest bal să devină tradiție în municipiul nostru. Numărul tot mai mare, sperăm ca și atmosfera să fie de la an la an mai elegantă și mai spectacolul mai reușit. Avem și surprize, solista Daniela Vlădescu, soprana Daniela Vlădescu de la Opera București, împreună cu o demonstrație de dans la o anumită oră, a Clubului Imperial Făgăraș. Invitații de la balul vienez au fost primiți încă de la intrare cu șampanie și aperitive sofisticate și pentru ca totul să fie cât mai original, nu au lipsit personajele de epocă. Acestea i-au întâmpinat pe cei care au participat la bal, iar atmosfera de bal vienez a fost întregită în sala restaurantului, acolo unde Orchestra Filarmonicii din Brașov a creat o ambianță muzicală deosebită. Participanții au avut parte atât de recitaluri de excepție, cât și de muzică de dans. Ne-am pregătit ca atare, cu un meniu mai deosebit, băutură mai deosebită, niște oameni mai deosebiți, o ținută mai deosebită. Se vor servi toate cu specific vienez. Am încercat chiar și sticlele de băutură de pe masă să fie în formă de vioară, cu tematică, adică totul e cu tematică, de la băutură până la prăjituri, până la deserturi.
care au participat la balul vienez au avut numai cuvinte de laudă la adresa modului cum a fost organizat evenimentul. Am ținut să fiu prezent în această seară aici cu oamenii de afaceri. Nu este prima dată când particip. Încă de la început am ținut să susțin această acțiune. Este deosebit de important ca mediul de afaceri făgărășan să se dezvolte. Este nevoie de oameni care să producă, oameni care să ridice economia țării Făgărașului din toate punctele de vedere. Și atunci vom avea și o educație stabilă și o sănătate bine pusă la punct. Felicitări inițiatorilor, mai ales că nu s-au oprit la o singură ediție și acest eveniment a fost o oportunitate pentru mine să îi fac o surpriză soției, mai ales că vine sărbătoarea Dragobetului. Seara a fost una de excepție din toate punctele de vedere, iar invitații au fost extrem de încântați de atmosferă.